Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În cadrul acestei emisiuni vă voi propune să urmărim împreună unul dintre seminariile finale pe care le-am avut la conferința de misiune Romiscon de la Valea Drăganului. Ultimul seminar, de obicei, este consacrat, dedicat întrebărilor pe care participanții la conferință le au. Așa că împreună cu bordul agenției de misiune, împreună cu invitații noștri, încercăm să răspundem la întrebările pe care participanții, păstori, slujitori, misionari le au. Eu cred că toate aceste întrebări vor fi foarte importante, interesante și provocatoare și pentru dumneavoastră. Să le urmărim, deci, împreună. Avem o primă întrebare, sună în felul următor. Există cumva la nivel internațional o colaborare între bisericile evanghelice, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, etc., în vederea misiunii? Ar fi eficientă o astfel de colaborare? Și ce șanse de reușită ar avea o astfel de colaborare? E o întrebare care, de fapt, sunt trei întrebări, dar așa foarte pe scurt. La nivel internațional există o colaborare foarte importantă, dar nu sub forma care e menționată aici, baptiști, penticostali, cultele efectiv să dezvolte o colaborare misionară, pentru că ar fi o colaborare împotriva naturii. Să planteze un penticostal o biserică baptistă sau invers e cel puțin ciudat sau chiar imposibil de realizat. În schimb, colaborarea care există este la nivelul organizațiilor așa numite para-church, para-bisericești. Organizațiile acestea precum Wycliffe, de exemplu, se ocupă de traducerea Bibliei și acolo pot lucra împreună penticostali, baptiști, prezbiterieni, metodiști și așa mai departe, organizații de tineret, o mulțime de alte organizații, cunoașteți Campus Crusade for Christ, Overseas Crusades, Billy Graham Evangelistic Association și toate celelalte au în componența lor oameni care reprezintă diferite ramuri ale bisericii. Există de asemenea pe plan mondial o colaborare în cadrul organizației Lausanne pentru evanghelizarea lumii. A fost un prim congres care s-a ținut prin anii 70 în Elveția, apoi în Manila în 89 și cel de-al treilea la Cape Town în 2010 și am participat câțiva delegați și din România și acolo, desigur, sunt reprezentate toate ramurile creștinătății și se scriu proiecte, sunt planuri, sunt viziuni pentru evanghelizarea lumii și fiecare dintre dumneavoastră ați primit în dosarul de la înscriere chiar mărturisirea de credință de la Cape Town și de asemenea chemarea la acțiune. Este un document programatic, așa cum s-ar numi el poate mai pompos, un plan de acțiune sau domenii pe care biserica trebuie să le aibă în atenție în vederea îndeplinirii Marii Trimiteri. Este o întrebare, scuzați-mă, nu neapărat legată de misiune și lucrarea pe care aici s-a căutat și se caută să fie adusă. Întrebarea sună în felul următor. Am auzit printre noi că unii cred că, într-adevăr, lumina de la Ierusalim, la Paști, se aprinde singură. Puteți crede? Rog, explicați dacă cineva este documentat. Mulțumesc. Probabil că frații din comitetul executiv ar putea să răspundă. Mi s-a dat mie să răspund la această întrebare, probabil pentru că eu voi pleca imediat. Biserica Ortodoxă susține lucrul acesta, că lumina sau flacăra aceea se aprinde singură și ei susțin că atunci când se intră în mormânt este verificat să n-aibă cipritul sau brichete sau altceva de felul acesta care să poată să aprindă. Personal n-am fost acolo ca să știu exact ce se întâmplă, dar pot să răspund biblic, pentru că Biserica Ortodoxă susține că aceasta este una dintre bazele prin care Biserica Ortodoxă este biserica adevărată, pentru că numai la Paștele creștin-ortodox se petrece lucrul acesta și nu la cel catolic sau occidental. Lumina, în primul rând, este Domnul Iisus Hristos.
În al doilea rând, noi creștini suntem chemați să fim lumină. Și apoi, Domnul Iisus Hristos spune că unii vor face semne și minuni și totuși le voi zice, nu vă cunosc. Verificarea credinței nu este nici după o flacără sau după o lumină, ci este după cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze să fim noi adevărate lumini. Aveți acolo un microfon și cei care nu trimiteți bilete? Nu am vrut să dăm o versiune lungă, să fiți scurt dacă se poate. Se pare că este adevărată chestia cu se aprinde lumina și am citit undeva, poate și mai mult știu lucrul ăsta, lumânările sunt niște lumânări speciale care au o componență fosfor. Fosforul în contact cu oxigenul se aprinde și depinde cât e procentul de fosfor din lumânare. Dacă e anume procent de fosfor, se aprinde după 5 minute. Dacă e mai mult, după 10, după un sfert de oră. Și cam așa se întâmplă, intră preoții acolo și cam după 10 minute ies cu lumina care se auto-aprinde. Dar nu știu dacă pot să folosesc cuvântul ăsta, dar cred că e adevărat. Și mecheria e în compoziția lumânării. Doamne, Doamne, eu pentru fratele Don Măcuri, voi vorbi în limba engleză. For Brother Don McMurray, in the time of your application in service, how much time do you spend studying the Word of God compared to how much time you spend reading other books, including Christian and related books? În procesul pregătirii dumneavoastră, cât timp petreceți citind Sfânta Scriptură și cât timp petreceți citind alte cărți creștine sau laice? That's rather personal, but I'll tell you. E o întrebare cam personală, cam directă, dar am să vă răspund. I'm the kind of person that gets up early in the morning. Eu sunt genul de om care se trezește devreme. I can get up at 5 o'clock or 4 o'clock or 3 o'clock. La 5, la 4, alte ori la 3. Sometimes I get up at midnight. Alte ori mă trezesc la miezul nopții. And I will study the word of God for approximately 2 hours. Și studiez cuvântul lui Dumnezeu timp de aproximativ 2 ore. That's privately. Asta este o chestiune privată. And that's every day. Și asta e zilnic. And then I go back to sleep depending on what time it is and wait for my wife to wake up. Apoi mă duc la culcare din nou și aștept să vină ora când se trezește și soția mea. And she studies the Bible for about an hour and a half a day. Și ea studiază Biblia vreo oră și jumătate zilnic. Then we have breakfast together. Apoi luăm micul dejun împreună. And after breakfast we have a devotional time together. După breakfast, după micul dejun, avem un timp de devoțiune împreună. We read a small devotional book called Daily Light on the Daily Path. Folosim cartea aceea Lumina Zilnică pe care are, o carte de devoțiune. And then we pray. Și apoi ne rugăm. We pray for every member of our family. Ne rugăm pentru fiecare membru din familia noastră. We are 52 people. Suntem 52 right în familie acum. And we're growing. Și suntem în creștere. And then we pray for the missionaries that we support. Apoi ne rugăm pentru misionarii pe care îi susținem. And then we pray for situations in the world that we are aware of. Ne rugăm pentru situații din lume despre care suntem informați. Now, I realize that I don't have a regular job like some of you where you have to go to work at 7 o'clock or 8 o'clock. Conștient că nu mai lucrez în câmpul muncii cum poate unii dintre dumneavoastră faceți, astfel că trebuie să mergeți la muncă pe la 7 sau 8. So this takes time. Dar e nevoie de timp pentru asta. And usually including breakfast we are free about 10 o'clock in the morning. Și de obicei trec toate acestea inclusiv micul dejun și pe la ora 10 suntem deja liberi. I love to read books. Îmi place să citesc cărți. But I only do that at night time. Dar fac asta numai seara. Say from 9 o'clock to 10:30. Să spunem de la ora 9 până la 10 și jumătate. But many times I'm too tired so I just go to sleep. Dar de multe ori sunt prea obosit așa că trec direct la somn. I'm sure that I read maybe 2 books a month. Mă asigur că citesc cel puțin 2 cărți pe lună.
I wish I could do speed reading. Aș putea să mi-ar plăcea să pot să citesc cu viteză, să citesc așa, să scanez paginile. I don't have that gift. Dar nu am darul acela. And I'll just add this also. Și vreau să mai adaug ceva. When I find a really good helpful book, I go buy more copies and I give them to people that I think will benefit from them. Când aud de o carte foarte bună, cumpăr mai multe exemplare și le ofer apoi cadou altor oameni care știu că ar beneficia prin urma citirii ei. Now I'd like to ask you about your private life. Și acum vreau să vă întreb pe voi cum stați voi cu viața personală. But I don't have the opportunity. Dar n-am ocazia să fac asta. Apropo de încheierea fratelui Don, dacă vrei să-l umilești pe cineva, este o maximă, îl întreabă-l de viața lui privată de rugăciune. Este o întrebare, având în vedere lucrările mari pe care Dumnezeu le face în întreaga lume și faptul că El își zidește biserica, în tot mai multe culturi, sunt tot mai mulți indigeni de asemenea care pot face, într-o măsură mai mică sau mai mare, plantarea de biserici, care este rolul vesticilor în lărgirea împărăției lui Iisus în aceste zone. Întrebarea poate să fie și cu tenta ce rost mai au vesticii sau poate să fie ce rol au în continuare, recunoscând că au rol. Sunt patru lucruri care sunt ca și stadii în ceea ce privește lucrarea de plantare de biserici. Și e bine că încep toate patru cu litera P, pentru ca să fie mai ușor de ținut minte. Și asta este ceea ce ar trebui să urmărească absolut fiecare misionar atunci când se duce. Și dacă noi ne includem oarecum în opinia unora ca și misionari vestici, chiar cei din România, misionarii români, sunt percepuți de către unii din diferite culturi ca misionari vestici și noi trebuie să urmăm exact acest șablon. Și anume este vorba de pionier în prima fază pentru plantarea de biserică, apoi este stadiul de părinte. Trebuie să ne ocupăm, să echipăm, să-i pregătim și să-i creștem pe cei care sunt în biserica nou plantată și ăsta este rolul vesticilor, apoi să fie un partener. La un moment dat, după ce a crescut, s-a dezvoltat biserica, misionarul și echipa de misionari trebuie să partenerieze cu biserica din cultura unde s-a plantat biserica și în cele din urmă, al patrulea stadiu este acela de participant. Vine din când în când, este un participant egal și cred că aici este rolul vesticilor în cadrul împărăției lui Dumnezeu în lucrarea de misiune. Să meargă până acolo încât să se bucure la un moment dat că ei pot să fie participanți, să vină din când în când, să asiste, să încurajeze, așa cum vine de pildă fratele Don la noi, să fie un încurajator pentru noi, așa să mergem și noi la alții, dar înainte de asta trebuie să facem stadiile celelalte. Cred că asta este răspunsul pe care pot să-l dau la lucrul acesta. Nu în ultimul rând vreau să menționez faptul că a scăzut enorm de mult implicarea vesticilor și este o bucurie să se vadă că a crescut lucrarea evanghelică în continente ca și America Latină, ca și Asia sau Africa. Continente care erau continente ca și câmpuri de misiune, acum sunt forțe de misiune. Și cel mai important este faptul că o plantare de biserică și o creștere a unei biserici se face cel mai bine nu de către misionarii străini, ci de către misionarii indigeni. Deci vesticii este foarte bine dacă ei continuă și noi dacă vom continua să investim și să-i ajutăm pe ei, ei să fie cei care fac misiunea în propria cultură, pentru că nimeni nu înțelege mai bine decât ei cultura și ei se pot raporta cel mai ușor la cultura proprie. Pot să și răspund la asta. Biblia nu spune altceva cât aceasta, duceți-vă. Duceți-vă nu înseamnă găsiți un substitut local. Înseamnă duceți-vă. Implicația de viață în o cultură este esențial și o parte integral că eu înțeleg este cuvântul Domnului. Și ideea de a planta, dorim să plantăm biserici și eu știu că poporul român este mult mai bun aici decât ar fi oricând un american. Dar dacă noi putem să ajutăm să pregătim oameni
pentru planta bisericii în fiecare cultură nu depinde de persoana care a venit de la început, dar câștigăm în efect domino o cultură dacă noi avem adunați în mijlocul nostru un grup de tineri împuterniciți de Duhul Sfânt care merg la poporul lor cu Evanghelia. Și asta este pentru că cineva s-a dus și s-a investit viața acolo. Nu este nicio substitut, din părerea mea, pentru acest fapt. Așa, ați rămas participanți la stadiul al patrulea. Participați și ajutați împreună lucrarea să se dezvolte. Dar la asta te referi. Bun. Mai o întrebare pentru fratele Dan. What is your opinion about the difference between a psychic disease, a mental disease, and demonic possession? What are the criteria by which you can differentiate them? Care este, în opinia dumneavoastră, diferența între o boală psihică și posedarea demonică? Care sunt criteriile prin care faceți diferența între acestea? Well, first of all, you do need to know that there are injuries to the brain, even from birth, that can cause things like epilepsy or other abnormalities in the chemistry of the body. În primul rând trebuie să recunoașteți că există afecțiuni ale creierului care pot să fie avut loc chiar de la naștere și acestea să afecteze în mod chimic dezvoltarea creierului și a întregului trup. When it comes to discerning the evil spirits, the tests are pretty obvious. There is a reaction against the name of Jesus Christ. Când vine vorba de testarea duhurilor rele, testul este destul de evident. În primul rând, există o opoziție, o aversiune față de rostirea numelui lui Iisus Hristos. My experience is not very deep because I do not go looking for a deliverance ministry. Experiența mea nu este foarte adâncă în domeniul acesta pentru că nu pot să spun că eu am urmat o carieră în domeniul acesta, m-am implicat direct doar în slujba de eliberare. But what I've observed are certain abnormalities of behavior, especially with your eyes Dar am observat and your face. Situații de felul acesta și a fost evident, erau situații anormale, în special la nivelul feței, la nivelul ochilor. Sometimes the eyes go into amazingly quick movements. Uneori ochii intrau într-o mișcare foarte rapidă, uimitor de rapidă. When they hear the name of Jesus, când era rostit numele lui Isus, sometimes their eyes are abnormally bright. Alte ori ochii lor străluceau într-un mod anormal. And sometimes there are kind of evil smiles around your mouth. Alte dăți erau zâmbete, rânjete care arătau în spate o influență străină. And of course there are more obvious things like experiencing like you're being choked. Alte evidențe foarte clare erau starea aceea în care erau sugrumați. And then advanced things like falling down on the ground and frothing at your mouth. Sau alte situații mai îndepărtate când cădeau la pământ și intrau într-un tremur foarte puternic. And sometimes you need to know that epilepsy can be caused by an injury to the brain. Trebuie să știți, epilepsia poate să fie pe de-o parte cauzată de o afecțiune la nivelul creierului. And that's all. Și atâta este acolo, doar o problemă de felul ăsta. Other times an epileptic can also be demonized. Alte dăți, un epileptic poate să aibă și o problemă de natură demonică. So you can have both problems at once. Și e posibil să existe două probleme într-o singură persoană. So I do not claim to be an expert. Nu pretind că sunt expert. But when I have to deal with the problem, I deal with it. Dar când trebuie să mă confrunt cu astfel de situație, nu mă dau înapoi. Because Jesus Christ has given us the authority. Fiindcă Iisus Hristos ne-a dat autoritatea. And the Holy Spirit has given us the spirit of the discerning of spirits. Și Duhul Sfânt ne-a dat un duh de deosebire a duhurilor. And just a warning to you, if you have been influenced by secular education. Vreau doar un cuvânt de avertisment să rostesc, dacă dumneavoastră ați fost afectați într-o formă sau în alta de gândirea seculară. The temptation is to think that every problem is a medical problem. Ispita este să gândim că fiecare problemă este o problemă medicală. And to forget all that
the Holy Spirit has given us the gift of the discerning of spirits. Și să uităm că în același timp Duhul Sfânt ne-a dat și darul acesta al deosebirii duhurilor. So that's the best I can do. Asta este ce pot să fac mai bine, să explic mai bine. Now if any of you are having demonization right now, well, you come to my translator and he'll help you. Dacă unii dintre voi aveți probleme de natură asta, veniți la traducătorul meu mai departe, vă se ocupă el. Eu o să răspund foarte scurt la două întrebări, sunt legate oarecum de agenție și de aceea aleg să răspund eu la ele și vreau să mai lansez pentru adunare un apel. Gândiți-vă și la cei trei frați din colț, fratele Moldovan, fratele Iacov, fratele Ros, n-au primit încă nicio întrebare. Gândiți-vă și la ei pentru că altfel, da, șomează. La momentul actual, mai sunt necesari misionari străini în România sau ar fi bine să se ducă la grupurile neatinse? Cum vedeți chestiunea? Probabil că întrebarea a fost determinată și de seminarul lui Ros, pentru că el a ilustrat foarte bine modul în care sunt repartizați misionarii pe glob la diferite popoare, grupuri etnice, grupuri religioase. Și el spunea că 90% din toți misionarii lucrează în lumea creștină, 90%, și rămân 10% pentru toate celelalte popoare. Eu voi fi foarte sincer. Depinde ce misionari și depinde unde lucrează. Eu vă pot da un exemplu pozitiv, pentru că este aici, Rick a ajutat mult, a influențat mult, a jucat un rol foarte important în apariția Agenției Pentecostale de Misiune, a Școlii de Misiune de la Constanța și altor proiecte. Noi eram la început. Și cum fratele Moise bine amintea aici, n-aveam încredere, oare noi putem face ceva, suntem în stare de misiune sau numai americanii? Și prezența fratelui Rick, prezența fratelui Cameron Wilson, ne pare rău că n-a fost cu noi aici, oamenii aceștia au jucat un rol foarte important ca agenția să existe, ca mișcarea să existe. Deci, pe de o parte, noi trimitem misionari unde nu sunt biserici ca să ajute la plantarea lor, la echiparea lor, la creșterea lor, dar uneori bisericile gata formate mai au nevoie de un impuls care să vină din partea unor biserici care au experiență în misiune ca să le ajute cum să demareze un program de misiune. Deci în sensul acesta este nevoie de misionari străini într-o țară dacă ajută concret la niște proiecte care apoi extind împărăția lui Dumnezeu. Încă două întrebări tot legate de misiune și agenție. Dorim să știm dacă toți misionarii trimiși prin APM sunt susținuți de bisericile din România, prin rugăciune și financiar. Voi fi sincer cu dumneavoastră, când în anul 2006-2007 am început Agenția Pentecostală de Misiune, aproape 100% din suportul financiar a venit de la bisericile românești din America. Și atunci am zis, nu este corect ca frații de acolo să susțină misionarii noștri 100%. Și am început să promovăm lucrarea de misiune în bisericile din România și în anul 2010, pentru prima dată, banii care au venit din România, de la bisericile din România, au fost mai mulți decât banii care au venit din Occident. Slăviți să fie Domnul! În momentul de față, 99% din tot suportul pentru misionarii români vine de la biserici românești. Probabil că vreo 40-50% de la bisericile din România, o bună parte, vreo 30% de la bisericile din Statele Unite, biserici românești, și ne bucurăm că în ultimii 2 ani diaspora românească din Europa crește, se implică și probabil că vreo 20% din suport vine de la biserici românești din diaspora. Și ne bucurăm pentru lucrul acesta. Misionarii români trebuie să fie susținuți de bisericile din România.
Dar dacă ne gândim și ne rugăm pentru 200 de misionari până în anul 2020, atunci avem nevoie de mai multe biserici din România care să se implice în rugăciune și din punct de vedere financiar. O altă întrebare, care este suma minimă de care are nevoie un misionar pe lună, exemplu în Turcia, pentru a-și desfășura în bune condiții lucrarea? Noi pentru fiecare misionar, înainte de a pleca pe câmpul de misiune, stabilim un buget și bugetul diferă de la țară la țară și chiar în aceeași țară diferă de la misionar la misionar. Nu am acum cifre în minte, sunt 45 de misionari și nu pot să le țin minte bugetele la fiecare, dar aproximativ în Turcia pentru o persoană singură bugetul pe lună trece de 1000 de euro. Ce înseamnă asta? Înseamnă cheltuiel cu un spațiu în care să locuiască, trebuie să închirieze o locuință, să plătească utilități, apoi sunt banii de lucrare, pentru că el nu se duce să locuiască în Turcia, se duce să lucreze. Apoi sunt bani de existență, trebuie să trăiască acolo, să mănânce, să se îmbrace, ca și fiecare dintre noi, sunt bani pentru viză. Apoi mai există o parte de cheltuieli pe care le facem noi aici. Aproape fiecare misionar este angajat cu carte de muncă și plătim pentru ei taxe, pensie, asigurări și toate celelalte cheltuieli necesare aici. Și facem lucrul ăsta pentru că este normal. Se spunea aici, noi rămânem, tot fratele Moise parcă a zis, noi rămânem aici în țară, ne cumpărăm case, ne cumpărăm apartamente, trăim, ei se duc și se întorc peste 20 de ani, peste 30 de ani și n-au nimic. Să n-aibă nici măcar o pensie din care să trăiască bătrânețele, n-am fi corecți cu ei, cu cei care s-au jertfit. Așa că încercăm să acoperim și aceste cheltuieli. Dacă o familie are copii, cheltuielile sunt mai mari. Dacă trebuie să-i trimite la o școală în țările respective, sunt mai mari. Dar dincolo de toate și cu asta închei, nicio cheltuială nu este prea mare pentru mântuirea unui suflet. Dacă Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, ce a avut mai scump, ca să ne mântuiască, nicio cheltuială, niciun preț nu este prea mare pentru mântuirea și câștigarea unui suflet pentru Hristos. Următoarea întrebare la care doresc să răspund este legată de lucrarea de misiune externă în cadrul Bisericii Bethesda, unde slujesc, și întrebarea este: cum ați demarat în vederea acestei acțiuni de susținere a misiunii și cum influențați generațiile ce se află în biserica dumneavoastră pentru susținere și implicare directă în lucrarea de misiune externă? Aș vrea să fiu cât se poate de scurt. Mulțumesc lui Dumnezeu, în primul rând, că Duhul Său cel Sfânt ne-a sensibilizat în direcția aceasta și ca factor uman, în 1992, cred că a fost, când l-am întâlnit prima dată pe fratele Cameron Wilson, eram încă aici în state, în România, și am stat de vorbă cu dânsul, apoi a venit la noi, eu am mers în Statele Unite și am fost mișcat personal de Duhul Domnului să înțeleg nevoia de implicare în misiunea externă. Cum am făcut la biserică, am luat cuvântul lui Dumnezeu și l-am prezentat bisericii prin predică, prin studii biblice sistematice legate de viața Domnului Iisus Hristos și de porunca Domnului Iisus Hristos, și chiar începând din Vechiul Testament. Dacă citiți cu atenție, cu ochii deschiși în direcția aceasta, veți vedea că încă din al doilea verset din cartea Genesa se vorbește de misiune. Duhul Sfânt se plimba pe deasupra apelor. Făcea misiune, încă de atunci Duhul Sfânt făcea misiune. Duhul Sfânt este un Duh misionar. Dumnezeu este un Dumnezeu misionar. Domnul Iisus Hristos este un Hristos misionar. Am prezentat aceasta bisericii și pentru prima dată, în mod sistematic, au fost tinerii din biserică ce s-au implicat în lucrarea de susținere. Au fost două surori în vremea aceea care am știut de ele că sunt pe câmpul de misiune.
sora Simona Caba și sora Mariana Manea. În timpul acela nu exista încă Agenția de Pentecostală de Misiune Externă și le-am ajutat direct fiecare prin misiunea prin care lucra, Wycliffe și Christ for the Nations. De la tineri, apoi am participat la biserică și acum este al 10-lea an când avem anual, de joia și până duminica, avem conferință de misiune. Dumneavoastră vedeți câteva steaguri aici, dacă veți veni la noi, toată biserica este plină de steaguri și așa mici ca și acestea și steaguri mari. Peste tot este plin de steaguri, de asemenea reușim să aducem misionari români și chiar și misionari străini. Este învățătură despre misiune și apoi duminica este ceea ce s-a vorbit deja aici, promisiunea prin credință. Fiecare frate și soră, tânăr sau mai în vârstă, din biserică, îl îndemnăm să se angajeze pentru un an de zile, pentru 12 luni, ca să susțină lucrarea de misiune. Fie că are un misionar anume pe care dorește să-l susțină, fie că doar lucrarea de misiune externă. Se adună aceste promisiuni prin credință, le prezentăm înaintea Domnului ca și Ezechia scrisoarea și cu toată biserica ne rugăm pentru aceste promisiuni prin credință, le prezentăm înaintea Domnului și aceste promisiuni prin credință sunt într-un fel un legământ între persoana respectivă și Dumnezeu. Noi ca biserică nu întrebăm niciodată pe frații, surorile din biserică dacă și-au ținut promisiunea. Evident că noi avem evidența noastră în sensul acesta. Apoi, conducerea bisericii se retrage și la întâlnirea care o avem, stabilim misionarii pe care să-i susținem și anul acesta avem 25. Noi personal nu sunt pentru a susține noi ca biserică un misionar, numai de la noi să fie misionarul, ci dorim ca un misionar să fie susținut de cât mai multe biserici, pentru că nu știi ce se întâmplă. Și în felul acesta căutăm să susținem misionari începând de la $100 pe lună până pe la vreo $500-600 pe lună pentru misionari în funcție de câmpul de misiune și de alte criterii pe care noi le avem. Și apoi această contabilizare se face, se trimite informații la Discovery or Mission în Statele Unite și apoi aici la Agenția Pentecostală de Misiune pentru misionarii care susținem prin Agenția Pentecostală de Misiune și în felul acesta lunar se trimit sumele respective și aceasta o facem de 10 ani. În toată perioada aceasta, chiar dacă în Statele Unite și în Detroit în special a fost o perioadă de criză, Dumnezeu s-a îngrijit de noi ca biserică. Și acum vorbesc în special pentru frații păstori și am mai vorbit lucrul acesta, că e teama că dacă membrii din biserică se implică în evangelizare și misiune, suferă biserica locală. La noi, biserica locală n-a suferit niciodată, ci dimpotrivă, tot mai mulți frați, surori s-au implicat în dărnicie și bugetul bisericii locale a crescut. Lucrarea de misiune, de asemenea, spunem fraților bisericii, ea este pe lângă susținerea bisericii locale. Deci biserica locală nu trebuie să sufere prin susținerea lucrării de misiune. Apoi avem peste an alte evenimente în care avem invitați care învață despre lucrul acesta. Ne rugăm la fiecare serviciu divin, noi ne rugăm pentru lucrarea de misiune și de câteva ori, o dată pe lună sau chiar mai frecvent, aducem misionarii pe nume înaintea Domnului în rugăciune. În felul acesta, biserica este continuu angrenată, nu doar financiar, ci și spiritual în rugăciune ca să fie susținuți misionarii. Misionarii au obligația, și o spun aici pentru cei care sunt prezenți, de a ne trimite informații de pe câmpul de misiune. Este un lucru foarte important, contactul între baza de misiune care este biserica și misionarul pe câmpul de misiune. Știm că sunt condiții grele de comunicare, știm că este foarte mult de lucru, dar este vital ca noi ca biserică să primim informații de nevoi de rugăciune, de comuniune și în felul acesta să se mențină proaspătă în atenția noastră lucrarea de evanghelism și misiune.
În felul acesta, într-un mod sistematic, constant, Dumnezeu ne-a binecuvântat până aici să creștem continuu, an de an, în a susține tot mai mulți misionari sau la misionari existenți să se adauge de obicei suport mai mult. Și mulțumesc Domnului că El a rămas și rămâne credincios. Dacă dumneavoastră veți căuta în Sfânta Scriptură, veți găsi că doar într-o singură situație Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare. Nu spune, puneți-mă la încercare după ce postiți sau după ce vă rugați, ci spune, aduceți la casa visteriei darurile voastre să fie hrană în casa mea, zice Domnul, și apoi zice, puneți-mă la încercare. Și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu vă voi binecuvânta. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare. Începeți cu sumă mică. Așa am făcut și noi. Am început cu sume mici. Și Dumnezeu și-a dovedit credincioșia Lui zi de zi, lună de lună, an de an. Au fost frați și surori care, când s-au scris pentru misiune, li s-a mărit salariul la locul de muncă. Alții au primit locuri de muncă mult mai bune decât aveau înainte. Noi nu facem pentru aceasta. Noi facem că vrem să împlinim cuvântul Domnului. Însă Dumnezeu nu rămâne dator. El binecuvintează și noi îl onorăm pe El. Am o întrebare aici care sună în felul următor. Frate Moldovan, când va fi organizat un congres al păstorilor la Sovata cu tema Misiunea Mondială? Fraților, vreau să spun două lucruri. Unu, eu mă bucur pentru ceea ce s-a făcut până acum. Personal am fost implicat în trei conferințe la cele mai mari comunități din țară. M-au invitat frații din Suceava la conferința slujitorilor să prezint o temă cu titlul Biserica în afara zidurilor sale. Apoi am fost la Cluj și am prezentat o temă, Misiunea Mondială, Misiunea Externă. Același lucru l-am făcut și la Arad, cu aceeași temă, despre misiunea externă. La Arad am finalizat și cu o colectă frumoasă pentru Agenția Pentecostală de Misiune. Acum, cred că nu este un secret pentru dumneavoastră, v-am spus și anul trecut, noi încă suntem într-un fel de logodnă între cultul creștin pentecostal și Agenția Pentecostală de Misiune. Dar sunt premize că se stabilește nunta. Deci urmează căsătoria. Mă bucur și am spus fratelui Moise, mă bucur că este și el aici. Avem mai mulți frați din Consiliul Bisericesc, președinți de comunități și sunt absolut sigur cât mai repede posibil va fi stabilită căsătoria dintre Agenția Pentecostală de Misiune și cultul creștin pentecostal. Și după aceea, cu siguranță, urmează și la Sovata să avem tema cu titlu Misiunea Mondială. Dar până atunci trebuie la Sovata să facem acum modificările la statut. Asta este stabilit. Da. Am aici un bilet cu trei întrebări. Cum veți promova conceptul de misiune externă? Vă mărturisesc că cu toată deschiderea, cu toată inima, l-am promovat și îl promovez. Colegii din Consiliul Bisericesc știu felul în care am prezentat lucrarea Agenției Pentecostale de Misiune, misiunea externă în Consiliul Bisericesc și în Comitetul Executiv. Cum veți motiva misionarii care lucrează în prezent în afară? Fraților, vreau să vă spun că aici mă simt mic, mă simt eu motivat. Eu vin la aceste conferințe și de fiecare dată mă duc mai motivat să susțin lucrarea lui Dumnezeu. Mi-am propus anul acesta, dacă Domnul ne ține cu viață și suntem sănătoși, anul viitor să nu fac altceva decât să mă asigur câțiva dintre păstorii care doresc eu să fie aici, să vină la aceste întâlniri și sunt absolut sigur că ceea ce a mărturisit fratele Moise vor mărturisi și alți frați păstori și vor fi alături de lucrare. Cum vor fi încurajați al tineri să îmbrățișeze ideea de misionar? Îi prezentăm în biserică, îi susținem, ne rugăm pentru ei. Cei care sunt din Biserica din Aleși, din Biserica Speranța, știu că am inima deschisă pentru această lucrare și cu rugăciune și sprijin financiar suntem alături de lucrarea lui Dumnezeu. Și la nivel de comunitate
Și îmi doresc sincer, ca și la nivel de cult, cât mai multe biserici. Le-am spus fraților din bordul, din comitetul executiv al agenției, că avem o problemă, și anume, misionarii în general și-ar dori să meargă la bisericile foarte mari. Bisericile mari, în momentul de față, în majoritate, sunt implicate, mai mult sau mai puțin. Dar cred că toate bisericile trebuie să se implice în lucrarea de misiune. Și cum spunea fratele Simi, cu o părticică o biserică, cu o altă părticică altă biserică, ca să facem suportul pentru fiecare misionar. Domnul să ne ajute! Două scurte întrebări. Cum se poate implica un frate în misiune pe termen scurt și nu cunoaște nici o limbă străină? Nu e o condiție să cunoască vreo limbă străină. Sunt alte condiții, să dorească să se implice, să se asigure că starea de sănătate îi permite, să ia legătura cu Daniel Bujeniță, care se ocupă de misiunea pe termen scurt, să se asigure că starea de sănătate, așa, să-și asigure bugetul pentru călătorie și ceva în plus pentru lucrarea de acolo și apoi să se asigure că va fi sprijinit în rugăciune. O altă întrebare scurtă, dacă se poate ști de ce, și aici se precizează o anumită platformă de distribuție de televiziune din România, nu acceptă emisia postului Credo, sau mai exact distribuția postului de televiziune Credo TV. Problema, până la urmă, nu este de câți oameni cer ceea ce noi am încercat să facem să se pună pe acea rețea, ci de vreo 3-4 mii de euro pe lună, dacă i-am avea, am intrat pe una din cele mai mari rețele din România. Da, deci 3-4 mii de euro ne desparte de a fi prezenți în toată țara. Mulțumesc! Timpul a trecut. Noi o să mai avem mâine o sesiune specială, nu numai de întrebări și răspunsuri, dar în care vom sta împreună înaintea lui Dumnezeu, cu inimile noastre, să vedem ce facem de aici înainte. Ce facem de aici înainte. Ne oprim aici, dar nu înainte de a nu le mulțumi fraților care ne-au slujit, invitaților noștri. Câțiva suntem din echipă, ne vedeți la fiecare conferință, dar fratele Don, fratele Simi, fratele Ștefan, nu sunt prea des cu noi. Fratele Simi este pentru a doua oară, fratele Ros, fratele Don pentru prima dată și vrem să le mulțumim oferindu-le câte un cadou, să le amintească de Romiscon 15, Valea Drăganului, mai 2013 și Domnul să-i binecuvinteze. Am urmărit împreună, stimați telespectatori, seminarul intitulat Întrebări și răspunsuri cu privire la misiune. Acest seminar a avut loc în cadrul conferinței de misiune Romiscon, desfășurată la Valea Drăganului, sub titlul Rolul Duhului Sfânt în misiune. Sper că și această emisiune cu întrebări și cu răspunsuri a stârnit interesul dumneavoastră pentru a vă implica mai mult în misiune. Și în speranța că emisiunile noastre vă fac plăcere, vă așteptăm cu multă dragoste și bucurie săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. La revedere!